Ne dispersăm toți în echipe. Mami, băieții merg cu mine. Și noi rămânem cu Meliza. Vă rezi în două. Sau poate luați pe mine cu Matei. Hai că-l iau. Matei, mergi cu mami? Băieții au plecat și eu cu mami am rămas singure. Și cu Matei. Dar și cu Matei. Hai, Matei, să căutăm. Fugulița, fugulița. Toți sunt în pregătire, în așteptarea revelionului. Da. Eu îmi voi alege o pungă ca să nu vadă nimeni, nici măcar mami. Hai, pe care o alegi? Uite, aici sunt mai multe. Una mai mare. Una mai mare? Hai să vedem, uite aici, Melita, sunt. Uite așa, ceva. Sau așa, sau așa. Melisa mi-a dat o idee și voi lua și eu o pungă. Melisa a vrut-o pe asta cu unicor. Da. Hai și să vedem. Și cu curcubeu. Curcubeu are? Da. Wow! Hai să le punem aici. Hei, mi-am luat punga și am plecat. Succes! Mulțumesc! Matei, au rămas singuri? Da. Mergem să alegem cadouri pentru ceilalți? Da. Da? Poate niște ulei? Ha? Înțeleg că nu te apară idei, da? Ionuț încă doarme. Dar noi tot căutăm. Hai să mergem. Tati cu Mircea și cu Ionuț au plecat, iar eu cu Matei am rămas. Pentru că și Melisa ne-a părăsit. Eu a plecat să aleagă cadouri pentru fiecare. Așa că va fi ceva super fain. Să nu uiți să privești pe familia mele mii challenge-ul nostru. Voi, ce pungi mari! Să iau pe acesta sau să rămân la acesta? Mai am doar încă o oră la dispoziție. Sper să reușesc. Ne dăruim cadouri pentru fiecare, fără a ști toți membrii familiei. Apasă like! Apasă pe like! Bravo, Matei! Acolo este tati și Mircea. Sper să nu mă vadă ce iau. Priviți-i! Stau cu Ianuț. Bine că nu m-am prins. Să plec din altă parte. Am văzut-o pe Melisa. Ne urmărea. Să alegem ceva pentru Melisa. Cadouri pentru Mircea. Pentru Ionuț și Mihaela? Yes. Pentru tine va alege altcineva? Tati sau Mircea? Papa, am plecat pe spatele lor. Puțin m-a observat Mircea, dar nu-i nimic. Fug repede de aici. Unde era Mircea? Ia uite, nu ce-a trecut pe acolo, am văzut-o. Oh, nu m-am văzut! În ce parte să plec? De cine este acolo? Ne uităm ce faceți voi! Vai, ce uite, supărat! Melisa a avut o smecherie, a avut o idee să-și ia o pungă mare ca să nu vedem nimeni! Dar și noi, mami, am ascuns acolo. Mai avem doar 40 de minute. Matei, hai să scanăm produsele noastre, să le cumpărăm, să vină și Melisa, să reușim. Punga mea începe deja să fie plină. Să văd unde este mami, pentru că nu mai avem timp și deja trebuie să scanăm toate produsele. Hai, Matei, să scanăm. Tu mă ajuți? Da? Da, văd, este la casă. Gata, mami, a venit. Hai să scanăm. Oh, ce de greu. Gata, le-am scanat și acum să mergem la alt magazin. Da, Matei, mergem cu gulița, poate reușim. Mai avem doar 10 minute. Melisa, poate căutăm niște cărți ceva? Ce zici? Cu povești? Nu știu. Pentru tati să citească seara înainte de culcare. Deci, că chiar mult de secunde, mi-e clipe, am reușit să găsim ceva interesant. Sper să le placă fetelor. Melisa, am reușit în ultimele minute să găsim tot ce trebuie. Sper să le placă. Așa e. Hai să căutăm băieții și să ieșim pentru că... Eu aș închide magazinele! Da, totul este închis. Unde sunt băieții ceia? Unde sunt? Hei, băieți! I-am găsit! Mami, mă ție, stai aici lângă noi. L-am văzut pe aici. Și mi-a seama că sunteți voi pe aici. Magazinul nu e atât de mare. Ne-am întâlnit. Ați pregătit ceva cadouri? Da, dar nu vă spunem vouă. Mami, ce-am pățit? Am băgat cardul în bancomat. Am pus de 3 ori, că nu greșit. Și mi l-am înghițit. Și am rămas fără card. Am rămas fără card? Toti, ce ne facem? Ce facem? Ați reușit ceva?
N-am reușit, Mami. În ultimele clipe, Mami. Doamna s-a reținut încă vreo 15 minute din cauza noastră. Wow! Și a fost... Salut! Salut! La mulți ani! Mulțumim la fel! Să știți, tati, că și cu noi au fost înțelegători și ne-au acceptat așa, chiar dacă era peste program deja. Bună dimineața! Salut! Este a doua zi de Revelion. Toți odihniți și toate mănâncă cârnați. Mircea, salut! Salut! Cum ai dormit? Foarte bine! Ți-a plăcut petrecerea de Revelion? Da! Și focurile de artificii? Iar Matei mănâncă avocado de dimineață! E gustos? Da! Poftă bună! Cine aici mănâncă? Mănâncă portocale? Oh, nu! Trebuie curățat, Ionuț! Tricărniță! Da. Oh, bro! Ionuț mănâncă tot, tot ce-i dai! Nu chiar tot, Mami. Ce t-am mâncat? Coaja de la portocală. Nu a vrut să mănânce. Și ca de obicei, Matei cu fructele. A lăsat și carnea într-o parte, tati. Și la fel. Și Ionuț, da? Ionuț, papă cărniță. Melissa cu afinele îi plac foarte mult. Ce te joci acolo? Cu ce te joci, Melissa? Cu curcubeu. Toată ziua se joacă cu acest curcubeu. Toți. Și Ionuț. Ai un câine? Ce vrei, Ionuț? Fructe. Așa și mă gândeam. Ține. Așa. Și? Yummy. Neam, neam, neam. Poftă bună. Ce facem aici? Matei, scoate jocul. Maimuțica la dentist. Bună dimineața! Nu a avut răbdori aseară. Hai deschide, hai deschide! Să vedem cine are carei. Maimuțica? Ce faci, Mircea? Un cub. Și îți reușește? Așa. Cum e în anul 2022? E super, de bine! Suntem încă în vacanță? Da. Și bradul nostru! Și aici cine este? Mihaela! Haideți la masă! Matei! Ce face Matei? Iată mănâncica lui Matei. I-am pus dinți, limbă, doar că cineva nu este tocat. Cine acolo? Cine acolo? Salut, Matei! Mami, o văd. Ce? Puține! Puține ți-a luat plastilina? Dar tu ce-ai făcut? Ai amestecat-o? Și ți reușește? Ce-ai făcut? Ce-ai construit azi? Dinți ai făcut? Da. Da? Și care bacterii ai făcut? Salut! Mihaela! Cine acolo? Iepurile! Iepurile! Hai să îmbrăcăm! Unde te-ai pornit, Melissa? La pașapoarte! Ne facem pașapoarte și afară este ceață! Uai! Ea privește de câteva zile, da? În schimb, ai căciulița cu zâmbet. Și ne întoarcem înapoi. Am uitat actele acasă. Ne-am pornit la pașapoarte fără acte. Ce, tate? Am uitat actele acasă? Și ne-am întors înapoi. Cine acolo, băieții drăgălași? Ionuț, tu mergi cu mașina? Îți place? Ce serios? Și acolo? Cine traversează strada? Băieței frumușei! Tati acolo! Și fetele cochetele! Ți dezbraci? Hai dezbraci! Hai veni aici! Hai să dezbrăcăm! Băieții cei mari au plecat! Acuși pleacă și Ionuța! Privește ce frumos cu păpiuni! Acolo sunt mami, Matei și Ionuț! Facem poze? Ionuț a găsit un braț. Are și globul. Da, da. Da, e roșu globul. Trebuie să trezim pe Mihaela. Nu vrea. Dorme. Mihaela. Hei, trezirea. Cum a fost, tati?
Rapid. Foarte rapid. Și copiii cu minte au fost, da? Și Matei cu minte. Ce mai cu minte a fost Micaela? Tati? Toți copiii care au venit aici, toți practic plângeau în afară de noștri. Eram cei mai mulți. Eram cei mai mulți. E că voi doarme noaptea, nu? Și ziua, da. Salut, ce fetițe frumoase și voi la pașapoarte. Oh, super! Hai să facem o poză comună. Și la mulți ani, cu noul an. Cum te cheamă pe tine? Emma. Și pe tine? Rui. Și tu? Sara. Vai, ce frumos! Hai, Melissa! Bună. Faceți cunoștință! Și Ionuț aici? Noi ne urmărim cu dragi! Mulțumim! Hai, aici, să cine e acolo? Familia Milimii și cu fetițele garofițele! Sănătate, fetelor! Toate bune! Succes la școală! Și am ajuns! Unde plecăm, tate? Trebuie să plecăm în Republica Moldova. Avem acolo câteva lucruri nefinisate și de aici facem pașapoartele. Pentru că nu putem lăsa pe ei acasă. Matei nu are și Micaela nu are. Și mi s-a expirat. Și a venit acasă, au flămânzit toți. Hei, poftă bune! Te fotografiați pentru pașapoart? Guguța! Ce faci, tati? Ce cauți? Citești știrile? Știrile multe. Ok, poftă bune! Din fotografie, prin casă. Și așa a făcut fotografie pentru pașaport. Vei avea amintire cel puțin cât? 10 ani? Mai puțin. 3. Ce mănânci, Melissa? Lasagne. Wow, ce bine arată! Poftă bună! Mulțumim! Vai! Mâncarea lui Garfield. Da. Miau! Și pastăluțele, miau! Mănânc eu și miau! Lasagne mănânci! Wow, poftă bună atunci! Micaela aici zâmbește, se râde. Da, zâmbește, Micaela. Vrea și ea să mănânce. Lasagne? Da, Micaela. Cine acolo? Te-am prins! Ce faci? Te joci la tablă? Hai, pune pe tablă, pune aici. Pune aici. Hai. Cine acolo? Hei, Mickey Mouse! Mickey Mouse! Hai spune, ce spui tu? Unde-i Ionuț? Unde-i Ionuț? Pupu, ții! Ionuț! Ții! M-ai prins? Așa scrie Ionuț. Bine. Dar cu mâna dreaptă, nu? Ia, pune așa, hai să vedem. Tot cu mâna stângă. Ionuț, tu ești stângaci? Eu împreună cu Mircea vrem să încercăm să facem cubul Rubik de la început până la capăt. Împreună cu Mircea ne vom întrece. Am aflat că trebuie să faci culoare de sus și după aceea, așa pe rândul, să fie culorile identice. Iar apoi trebuie să ne uităm pe instrucțiune, că nu prea știm. Să începem! Ce faci, Mircea? Mă uit la televizor, la familia Melimi, la vlogurile noastre! Vai, schimb de cadouri de anul nou, de Revelion! Ce mai zic? Continuă de spaghetarea? Trenul! Ce, Mircea? Ce ai găsit acolo? Trenul lui Matei preferat. Locomotiva și vagon. Și ce e acolo? Wow! Cale ferată! Cred că... Hai, mă, să despachetăm! Băi, tati, sunt foarte multe piese. Mami, dar câte brățări din astea? Băi, câte piese! Cine e acesta? Mergem în gară, tati? Da? Chiar sunt extrem de multe. Ui! Băi, și macaron cu care să încarci vagoanele. Probabil cărbuni. O să amblăm, mami. Trenuțul se transformă într-o gară. Uuu,
Poți să ai un trenuț sau poți să ai o garnă. Alegi tu singur. Matei, îți place cadoul? Mami! Cu lăcâți? Lăcâți! Greutăți! Da! Măcăraua ridică acestea și le încarcă în vagoane. Da! Ia privește ce construcție am făcut aici! Acolo, cutie, cutie, pe cutie era indicat cum trebuie să-l asamblăm. Undeva pe jos pe acolo era cutia. Am găsit cutia și instalația noastră e aici pe masă. Matei, văd că deja a început distracția. Ionuț, trenuțul? Tu-tu! Bravo! Cine se joacă cu trenul? Stai că el vine la tati. Unde-i tati? Iată, iată, e gata! Încă un pic! Încă un pic, Ionuț!